Plante de un imens ajutor în hepatită virală, sprijină tratamentul alopat clasic și completează lipsurile acestuia. Hepatitele virale reprezintă un grup de afecțiuni caracterizate prin alterarea funcției hepatice, ca urmare a multiplicării unor virusuri în celulele acestuia. Îndeosebi, hepatita de tip B și hepatita de tip C sunt extrem de greu de tratat, având consecințe asupra sănătății, pe termen mediu și lung, extrem de grave. În acest context, medicina naturistă este de un real ajutor, întrucât sprijină tratamentul alopat clasic și, foarte important, completează adesea lipsurile acestuia. Armurariul campion absolut în lupta cu toate tipurile de hepatită virală, A, B și C, armurariul este utilizat ca tratament de susținere în boli inflamatorii cronice ale ficatului și în ciroză, pentru afectarea toxică a ficatului. Principiile active ale plantei modifică și întăresc structura membranelor exterioare ale celulelor hepatice, prevenind pătrunderea toxinelor în ficat, stimulând capacitatea regenerativă a acestuia, precum și formarea de noi celule hepatice. Se iau 4 lingurițe de pulbere din semințe de armurariu pe zi, în cure de 6 luni, cu pauză de 3 săptămâni. Lemnul dulce administrarea plantei reduce riscul apariției cirozei și a cancerului hepatic, complicații frecvente ale hepatitei B și mai ales C, inhibând și, în unele cazuri, distrugând virusurile care produc hepatita. Se ia câte o jumătate de linguriță de pulbere, de 4-6 ori pe zi, în cure de câte 20 de zile, cu 7 zile de pauză. Frunze de anghinare. Frunzele de anghinare mențin și revac structura normală a ficatului, susțin activitatea hepatică și combat complicațiile tuturor formelor de hepatită. Se administrează sub formă de infuzie combinată. Rețeta. 3 lingurițe de plantă uscată și morunțită se lasă să stea într-un sfert de litru de apă călduță de seara până dimineața, când se filtrează. Maceratul se păstrează de o parte, iar planta rămasă după filtrare se opărește cu încă un sfert de litru de apă clocotită și se lasă să se răcească până ajunge la temperatura camerei. Infuzia astfel obținută se filtrează și se combină cu maceratul pus de o parte anterior, obținându-se aproximativ două pahare de preparat. Ceai de înghinare remediul se administrează pe stomacul gol, câte două pahare pe zi, în cure de minimum 60 de zile. Radicelele de porumb, zeamaes, maceratul glicerinat, se găsește în magazinele și în farmaciile naturiste, are un rol foarte important în hepatitele acute. Prin mecanisme încă necunoscute, remediul combate eficient virusurile care produc hepatita. Se iau câte 30-50 de picături de macerat glicerinat de porumb, de două ori pe zi, în tratamente de 6 luni. Se poate administra, eventual, în combinație cu extracte precum. Rozmarin maceratul glicerinat din mlădițele și rădăcinile tinere de rozmarin ajută în cazurile de insuficiență hepatică. Se iau câte 30-50 de picături, de două ori pe zi, în cure de trei luni, cu două săptămâni de pauză. Mlădițe de alun, Corilus avellana, mlădițele de alun, intervin foarte puternic în metabolismul proteinelor, crescând în organism nivelul albuminei și normalizând valorile gamma și beta globulinelor se iau câte 30 de picături, de două ori pe zi, în cure de 3-6 luni. Noguri de anin alb, noguri de anin alb, împiedică sclerozarea celulelor hepatice și apariția cirozei. Se administrează câte 100 de picături pe zi, în doza unică, pe o perioadă de 3 luni, cu 10-20 de zile de repaus între două cure. Nu uitați să vă îngrijiți de sănătatea voastră, dragilor! Un prim pas este spălarea temeinică pe mâini înainte de fiecare masă, consumul alimentelor sănătoase, mișcarea, socializarea, dezlegarea de cuvinte în mici calcule matematice. Și nu în ultimul rând, consultul medical. Respectați aceste sfaturi și nu veți regreta. Multă sănătate!